Na, hello! Am început dimineața și săptămâna, ca azi luni. Mai cu viață, bă, băiatule! Păi n-am, că e prea devreme. Ce facem noi azi? Aici. Măi, ești cu mine? Tu cu mine vorbești? Păi da! Continuăm chertările și eu m-am apucat să trag corindea electrică. O grindă din aia mare, la unghi. Trebuie să o fac așa, să o teșesc. Și cam asta e. După aia urmează să le dăm cu un baiț, cu un lac, cu o treabă. Să le facem frumoase, să le șlefuim. Cam asta e. Știi? Trebuie trase cumva mai așa sau mai nu știu. Așa. Bă, da. Bă, rău praful ăsta. Hai cu asta. Nu știu. Care? O punem sus? Nu, no, pune acolo să fac, să-i fac el în ochii. Cu la mână, cu ăla de fel. Pune aici pe asta. Și ai cu asta. Prea stă fain. Cine ești, omule, negru? Cine ești, ce vrei? Eu. Pardon. Thank you.
Nu știu cât se vede, dar mașina asta zici că o nins pe ea. Ioi, Doamne, ce-am băgat și azi. Da, că n-am terminat. Zi de luni, jumătatea zilei de luni. Am tras, ce-am făcut azi cu grinzile? Le-am șlefuit. Am grinda mare din față, am tăiat, i-am făcut așa un unghi. Stâlpii am șlefuit la orbital. După și ce vreau să zic. Da, că am șlefuit la orbital toate grinzile, a ieșit ștoc, blană, Neckerman. După aia le-am dat cu o șmirghel așa frumos la colțuri. Și acum mergem la locație să mai luăm niște măsuri acolo. Așa, mergem la locație și vrem să vedem acolo cu polistirenul, cu, na, cărămida de sub polistiren, cum e, ce îi. Facem un calcul. Polistirelul. Da. Vedem ce dibluri trebuie să luăm și ce șuruburi. Și dacă mai rămâne timp și așa, merem să luăm toate materialele și să începem prinderile. Mamă, și astăzi a fost o zi lungă, ne-am trezit la 6:30 și am băgat ca nebunii. Bine, nu, no, nu no, chiar, nu, no, nu ne-am rupt-o, a fost la șlefui, nu a fost chiar așa, nu? Nu a fost, că am șlefui de 11:00. Da, tu de fapt ai băgat. De m-a luat bățul. Ai băgat mai mult la șlefuitor. Eu la rindea nu au fost chiar așa mare lucru. După aia la mână, lejer. Da, acestea fiind zise și spuse, care va să zică, care va să zică, vrem să vă pe exterior. Vrem să vă salutăm din garajul galben mobilul. Cum îi zicem la mașină? Ia-i, Doamne. Și să vă îndemnăm să apăsați acele butoane de like, share și subscribe. Subscribe. Subscribe-ul, clopoțelul, șarpele cu clopoței. Da, și să ne mai urmăriți. Cu sufletul la gură. 81. 4.886. 4.886. Te trezești că-ți ia să trapezi în loc de drepturi. Am luat în piu trafaleț. Piu în piu. Piu și piu. Piu și bă, da, la mea. Am luat în piu. Merem la trafaleț. Da. Și ne-am dus în piu. Am ieșit. Vai, omule. Vai, dar ce amnezie am. Vai, dar ce amnezie am, omule. Nu mai știi. Tu-ți dai seama că după ce am zis hai la trafaleț, am uitat unde trebuie să merem, man. Va. Hai că închid. Ne vedem mâine. Ciao. Eu special, bă, băiatule, că mă dor toate. Încercam să trag pentru vlog. După aia i-am dat cu... Era un câine aici care tot timpul latră la mașini. Dacă intri pe jos, nu te latră, doar stă și uită la tine. Nu suntem aia care luăm măsuri, știi? Hai, să luați măsuri pe ei, să nu...